Bună ziua! Sunt Codruț Gabriel Morariu. Astăzi vă propun să descoperiți importanța folosirii tonului potrivit într-o comunicare, a volumului vocii și a vitezei corespunzătoare în timpul vorbirii. Dacă ne referim la tonul vorbirii, acesta se reglează în funcție de mesajul transmis. Poate fi un ton înalt, ascuțit, sau un ton jos, grav. Ca exemplu, ascultați cu atenție o propoziție rostită, folosind pe rând tonuri diferite. Primăvara, razele blânde ale soarelui încălzesc ramurile verzi ale copacilor. Primăvara, razele blânde ale soarelui încălzesc ramurile verzi ale copacilor. Ce ați observat? În mod normal, vocea joasă este însoțită de un fel de a vorbi rar și apăsat. Prin exersare, intonația poate fi adaptată, având o mare importanță în transmiterea mesajului dorit. Dacă ne referim la volumul vocii, unele mesaje se transmit vorbind mai tare, altele mai încet. Ca exemplu, ascultați cu atenție următoarea propoziție rostită diferit. Florile multicolore își răspândesc parfumul în poiană. Florile multicolore își răspândesc parfumul în poiană. Ce ați observat? Dacă volumul vocii este prea tare, mesajul oferă senzația de forță sau agresiune. Dacă este prea scăzut, poate fi parțial înțeles. De aceea, este importantă reglarea volumului vocii în funcție de conținutul mesajului. Dacă ne referim la viteza vorbirii, unele persoane vorbesc mai repede, în timp ce altele vorbesc mai lent. Ca exemplu, ascultați cu atenție următoarea propoziție, rostită când repede, când lent. Melcur i-a dovedit iepurelui că ritmul constant îi se potrivește. Melcul i-a dovedit iepurelui că ritmul constant îi se potrivește. Ce ați observat? Dacă este prea rapid, mesajul oferă senzația de alertă și presiune. Dacă este prea lent, plictisește. De aceea, se recomandă o viteză moderată de comunicare, astfel încât mesajul să poată fi înțeles cu ușurință. Acum, vă propun un joc numit Telefonul fără fir. Jucătorii formează o linie. Primul jucător șoptește un cuvânt, clar și cât de repede poate, la urechea celui de-al doilea jucător. Acesta îi șoptește cuvântul auzit celui de-al treilea jucător și tot așa mai departe. Când ultimului jucător i s-a șoptit cuvântul, acesta îl rostește cu voce tare. În cazul în care cuvântul rostit de ultimul jucător este identic cu cel rostit la începutul jocului, atunci primul jucător va bate din palme, iar ceilalți vor începe să aplaude și ei. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!